Începem. Văd că avem deja mai multe persoane care ne urmăresc. Stimați invitați, dragi participanți, aș vrea să vă salut în primul rând în numele Fundației. Mie îmi zice Natalia Camburean, sunt directoarea Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova. Așa cum dumneavoastră deja, unii dintre dumneavoastră deja probabil cunosc, Fundația promovează valorile unei societăți deschise în Republica Moldova și contribuie la democratizarea societății prin promovarea unor diverse programe în diferite domenii, cum ar fi justiție și drepturile omului, sănătate publică, mass media și buna guvernare. De fapt, Departamentul Buna Guvernare susține deja de mai mulți ani tinerii cercetători care și-au propus să analizeze cadrul de politici publice și să vină cu recomandări specifice pentru a îmbunătăți situația. Noi ne-am întâlnit astăzi pentru ca să discutăm rezultatele unui studii de acest tip. Bursiera programului de politici publice, Cristina Voroneanu, a analizat, de fapt, diferite modele de eficientizare a managementului transportului public în municipiul Chișinău. Considerăm că această discuție este una necesară, importantă, de fapt, și foarte actuală pentru locuitorii municipiului. Aș vrea să mulțumesc în primul rând invitațiilor care au acceptat să participe la această discuție. Evenimentul nostru va dura 90 de minute. Vom avea un scurt de cuvânt de salut din partea colegii mele, Ana Grecu, coordonatoare de programe din partea Departamentului Buna Guvernare. Autoarea studiului va realiza o prezentare de 10 minute cu privire la opțiunile de management, cu opțiunile de management al transportului public care pot fi aplicate în municipiul Chișinău și după care vom avea o discuție interactivă de 60 de minute cu invitații evenimentului curent. Și la final discuției, Cristina Voroneanu, de fapt, va veni cu reflexii finale și concluzii cu privire la modalitățile de eficientizare a transportului public. Aș vrea să fac un apel către toți cei care ne urmăresc. Vă rugăm să distribuiți evenimentul. Vă încurajăm să adresați întrebările dumneavoastră în comentarii. Noi le vom prelua și le vom transmite invitațiilor noștri. Sper să avem o discuție interesantă și constructivă. Ana, îți transmit microfonul. Mersi. Mulțumesc, Natalia! Bună ziua tuturor! Vă mulțumim, în primul rând, că ne-ați onorat cu prezența la acest eveniment, unde vom pune în discuție opțiunile de politici propuse de Cristina Voroneanu, autoarea studiului Eficientizarea managementului transportului public în municipiul Chișinău. Evenimentul, de fapt, este partea unei inițiative mai largi a Fundației Soros Moldova, implementată în parteneriat cu fundațiile naționale din Armenia, Kazahstan, Kyrgyzstan și Hertie School din Berlin. Este vorba de programul de burse în domeniul politicilor publice. Prin intermediul programului, deja al patrulea an, tineri cercetători din Republica Moldova obțin cunoștințe în domeniul scrierii politicilor publice și dezvoltă documente de politici pe subiecte de actualitate. Cristina Voroneanu este bursieră acestui program. Ea a beneficiat de un training avansat oferit de Hertie School din Berlin, privind metodologiile de cercetare, scriere și efectuarea eficientă a studiilor comparative, testarea ipotezilor și vizualizarea de date. Cristina a reușit să dezvolte un subiect care trebuie adus în discuție în condițiile în care dezvoltarea rețelei de transport în Chișinău se face sporadic, în lipsa unei strategii pe termen mediu și lung. În acest sens, ne propunem să avem un dialog constructiv pentru a reuși împreună să identificăm soluții optime pentru îmbunătățirea și gestionarea eficientă a transportului public în Chișinău. Pentru o abordare mai largă a acestui subiect, îi avem alături pe Victor Chironda, viceprimar, urbanism și mobilitate, Primăria Chișinău, Alexandru Trupca, consilier municipal, președintele grupului de lucru pentru renovarea parcului rulant de transport public, Victor Ceban, conferențiar și doctor în științe tehnice, șef departamentul transport, Universitatea Tehnică a Moldovei, Andrei Tudos, activist civic și membru al grupului de lucru al Consiliului Municipal Chișinău pentru renovarea parcului rulant de transport public. Cristina, ai cuvântul pentru a ne vorbi mai multe despre cercetarea ta în contextul provocărilor și soluțiilor eficiente pentru un transport calitativ. Mulțumesc mult, Ana, și mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat să participați la discuția care urmează în scurt timp. Pentru început, voi face o scurtă introducere în temă și studiul, de fapt, realizat de către mine în cadrul acestui program. O să prezint care este problema abordată, cauzele, efectele, dar și cele două opțiuni examinate în cadrul studiului, iar ulterior vă invit la o discuție ca să analizăm care dintre aceste opțiuni este cea mai optimă sau poate este cazul de combinat sau examinat alte opțiuni.
Pentru început, aș vrea să precizez de ce astăzi discutăm totuși despre transportul public, iar acest lucru este determinat în primul rând de către necesitățile și prioritățile setate de către locuitorii municipiului Chișinău. Și aici mă refer la sondajul realizat de către Asociația Primăria Mea în vară toamna anului 2019, care setează această problemă ca fiind a treia cea mai importantă pentru locuitorii din municipiul Chișinău. Și pentru că transportul public poate însemna multe lucruri, inclusiv și drumuri și stații de așteptare, în special când vorbim despre transportul public, pentru locuitorii municipiului, prioritate reprezintă orarul, care nu este respectat, unitățile care sunt insuficiente și calitatea nesatisfăcătoare al acestor unități de transport. Iar acum, în situația pandemică gravă în care ne aflăm, de asemenea, când vorbim despre transport public, vorbim și de siguranță și sănătate celor care utilizează acest tip de transport. Iar cauzele disatisfacției locuitorilor și stării transportului public din municipiul Chișinău sunt multiple, dar voi nominaliza trei dintre ele care sunt importante și au un impact major asupra calității transportului public. Și în primul rând o să vorbesc despre lipsa viziunii strategice. Și aici ne referim la o viziune de ansamblu despre cum ar trebui să arate transportul public din municipiul Chișinău în 10-15 ani, dar de asemenea niște priorități obiective stabilite pentru această perioadă, care trebuie urmate pentru a se asigura realizarea acestei viziuni. Trebuie să recunoaștem că în municipiul Chișinău există o astfel de strategie aprobată în 2014, însă aceasta este mai degrabă un studiu care a fost realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare decât o strategie propriu-zisă, deși a fost aprobată astfel de către Consiliul Municipal de la acel timp. Ulterior nu s-a aprobat însă un plan de acțiuni care să prevadă cum trebuie transpus în realitate această strategie și nu a urmat nici evident alocare de resurse pentru ca măsurile recomandate în acel studiu să poată să fie realizate. Acum, la distanța de 7-8 ani când s-a realizat acel studiu, datele utilizate nu mai sunt actuale și întreg studiul sau întreaga strategie trebuie să fie revăzută. Un alt aspect este managementul ineficient și aici am să vorbesc despre raportul Curții de Conturi din anul 2018, care a stabilit în urma unui audit că din cauza planificării defectuoase a timpului și resurselor, autoritățile responsabile de managementul transportului de fapt au prejudicat municipiul nostru cu 6 milioane. O altă cauză destul de importantă pentru municipiul Chișinău este faptul că infrastructura noastră este învechită, iar resursele pentru reabilitarea acestei infrastructuri de asemenea sunt limitate. Și dacă în cazul parcului de troleibuze am văzut și vedem că în continuare se fac adiții de noi unități, se investește în dezvoltarea acestui parc, atunci în cadrul parcului de autobuze situația este foarte gravă. 112 din 142 din unități sunt într-o stare tehnică rea, cu termenul de utilizare depășit și majoritatea dintre ele trebuie înlocuite. Într-o stare similară se află și microbuzele din capitală, care deși sunt un transport privat, sunt un transport privat public, iar administratorii de microbuze deschis recunosc că nu investesc în această infrastructură din cauza prețului mic. În consecință, cetățenii din municipiul Chișinău dispun de servicii necalitative, care îi determină să opteze pentru transportul privat. Transportul privat duce la creșterea nivelului de poluare și aici vorbim nu doar de poluarea aerului, dar chiar și poluarea fonică, deci zgomotul din oraș, care de asemenea reprezintă pentru oameni un disconfort și are un impact asupra modului în care își trăiesc viața. Referitor la poluare, cu părere de rău, și noi avem puține date la acest subiect și puține estimări, însă Organizația Mondială a Sănătății a estimat că la nivel mondial speranța vieții din cauza gazelor de eșapament a autovehiculelor scade cu 1.8 ani. Adică aproape 2 ani din viața noastră este pierdut din această cauză. Și principalul gaz emis de către autovehicule este dioxidul de azot, care în Republica Moldova depășește limita admisibilă pe zi. În anul 2018, limita a fost depășită în 266 din 365 de zile. Deci, de atunci, numărul autovehiculelor a continuat să crească, iar impactul asupra vieții noastre a devenit tot mai mare. Un alt efect specific municipiului Chișinău este dependența municipalității de microbuze și aici îl prezentăm ca un efect nociv datorită faptului că, în acest mod, rețeaua de sistem sau
de transport public este foarte vulnerabilă. Și în cazul în care aceste microbuze își încetează activitatea, practic municipalitatea trebuie într-un timp record să asigure această lacună pe care o vor lăsa microbuzele. Și deja suntem martori la acest fenomen. Din anul 2012 și până în prezent, numărul microbuzelor s-a redus mai mult de două ori. Dacă la începutul anilor 2000 aveam aproape 2000 de unități, acum aveam mai puțin de 1000 de unități de microbuze, iar în unele regiuni aceștia complet și-au sistat activitatea. Evident că de această problemă suntem conștienți și ea se discută în continuu în spațiul public și la nivelul autorităților municipale. Astfel se întreprind și anumite măsuri din partea autorităților. Una dintre cele mai recente și care a fost în vizorul public fiind faptul că în mai 2020 Consiliul Municipal a adoptat un plan de reînnoire a Parcului Roland. La acest plan au lucrat membrii prezenți astăzi la discuție, inclusiv consilier municipal și membrii ai executivului. Și aceasta prevedea că până în anul 2023 parcul rulant trebuie să fie renovat cu 250 de autobuze și 108 trolebuze, inclusiv trolebuze articulate care permit deplasarea unui număr de oameni mult mai mare. Pe lângă această decizie pe care au aprobat-o atunci consilierii, prevedeau și alte măsuri, cum este implementarea etichetării electronice, auditul întreprinderilor municipale, parcul urban de autobuze și regia transport electric Chișinău. Despre alte măsuri care inclusiv s-au aprobat ulterior sau am aflat ulterior despre ele realizării acestui studiu, urmează să vorbim în scurt timp cu reprezentanții autorităților publice locale. Cert este faptul că prin simpla investiție în modificarea, reînnoirea parcului rulant nu se rezolvă problema în sine, ci doar o parte din această problemă, ci ține de cauza de infrastructură învechită, dar pentru că a asigura că situația nu se va repeta și nu se va ajunge de nou la aceasta, este nevoie de asigura o viziune pe termen lung despre cum trebuie de dezvoltat transportul public și de asemenea de asigurat un management eficient al acestor resurse. Și acest lucru poate fi realizat prin investiții directe de către municipalitate sau prin cooperare cu agenții privați, cel puțin aceste două opțiuni au fost analizate în cadrul acestui studiu. Și o să începem cu prima opțiune, nu pentru că aceasta este opțiunea preferată la moment de municipiul Chișinău, dar pentru că această opțiune se întâlnește în majoritatea orașelor studiate, precum este Tallinn, Cluj-Napoca, Ljubljana, orașe care sunt mai apropiate și geografic, dar și ca cultură, ca experiență istorică de situația din municipiul Chișinău. Desigur, prin simplu fapt că acestea gestionează prin întreprinderi municipale sau societăți pe acțiune transportul public, nu îl face eficient. Învățăm de la aceste orașe, pentru ca transportul să devină eficient, este nevoie, în primul rând, de această viziune strategică despre care vorbeam. Dar tendința europeană este acum că nu se aprobă strategii de transport public clasice, dar sunt înlocuite treptate cu așa numitele planuri de mobilitate urbană durabilă. Aceste planuri se deosebesc de strategiile clasice prin faptul că pun accent pe oameni, cum se transforme orașele prielnice pentru oameni, cum se devin mobili acești oameni în defavoarea transportului privat. Deci se pune accent pe transportul alternativ, pe pietoni și, desigur, transportul public. De asemenea, un specific a acestor planuri de mobilitate urbană este că ele sunt consultate și dezvoltate în comun cu locuitorii. Chiar de la prima etapă de realizare acestor planuri de mobilitate urbană, cetățenii se întâlnesc cu autoritățile locale și elaborează această viziune despre cum ar trebui să arate transportul ideal și, în general, mobilitatea într-un oraș în 10-15 ani. Dar învățăm din experiența cu strategia aprobată în 2014 ca astfel de planuri să fie eficiente, este nevoie de investiții continui care se realizeze în baza unui plan foarte clar de acțiuni care să fie constant monitorizat. Dar putem să avem cele mai bune planificări, resursele să le identificăm foarte eficient, dar dacă nu avem expertiză, deci experți, specialiști, capacitatea instituțională care să monitorizeze, să asigure implementarea acestui plan de mobilitate urbană, el pur și simplu nu va fi transpus în realitate sau cel puțin nu la acel nivel la care am sperat. Iată de ce este o prioritate pentru autorități să investească nu doar în conducerea acestor instituții care oferă transport public, dar în același timp în specialiști, în oamenii care se încadrează în activitatea tehnică a acestor instituții și să ofere tinerilor posibilitatea de creștere, de dezvoltare, astfel încât să devină atractiv pentru ei lucrul în aceste structuri municipale.
Desigur, toate aceste măsuri sunt foarte costisitoare și prezintă activități pe termen lung, care nu pot fi implementate imediat. Ca alternativă, pentru a atrage un management mai eficient, pentru a atrage mai rapid anumite investiții, municipalitatea poate să aleagă să lucreze cu agenții privați. Dar aici este foarte important să punctăm, pentru că această relație cu agenții privați nu trebuie să se facă în afara acestei viziuni strategice despre care vorbim. Oricum, autoritatea municipală care reprezintă interesele oamenilor este cea care setează obiectivele, cea care stabilește ce tip de transport este nevoie, pe ce artere ale municipiului și alte aspecte care să asigure necesitățile oamenilor și celor care i-au votat. Astfel, pentru ca să existe o bună cooperare cu agenții privați, de asemenea este nevoie de un cadru normativ și de o reglementare foarte bună a acestor relații. Însă și modul cum se poate realiza această relație cu partenerii privați, parteneriatele public-privat, este foarte diferit. De la contractarea directă a anumitor servicii, opțiune care o să analizăm și astăzi, până la gestionarea sau cesionarea în totalitate a transportului public de către acești agenți privați. La moment este dificil de făcut anumite proiecții pentru municipiul Chișinău, pentru că nu există date despre fluxul de călători, despre care zone sunt cele mai populate, cum se circulă în anumite ore a orașului, în anumite zone. De asemenea, nu cunoaștem foarte bine care sunt posibilitățile, da, sau interesul din partea agenților privați de a oferi astfel de servicii și cât de calitative. Iată de ce o astfel de opțiune de întâi trebuie analizată mai detaliat, cu un studiu de fezabilitate sau cel puțin cu o analiză a pieței și, de asemenea, se recomandă implementarea unor proiecte pilot care să ne permită ulterior să colectăm toate aceste date. Un alt aspect foarte important este de asemenea să se asigure controlul municipal a tuturor acestor momente și aici ne referim în special la faptul că agenții privați întotdeauna vor fi motivați de profit. Astfel, agentul privat poate să aleagă să renunțe la o anumită rută, chiar dacă este importantă pentru locuitorii în anumite zone, doar din simplu motiv că aceasta nu este profitabil. Atunci când acest lucru este monitorizat și controlat împreună cu municipalitatea, astfel de cazuri pot fi evitate. Și de asemenea este nevoie ca în acel contract încheiat cu agenții privați să fie foarte clar stabilit care este durata contractului și se recomandă ca durata să fie suficient de mare cât agenții privați își poate întoarce investițiile pe care le-au făcut, dar nu într-atât de mare încât să devină monopol absolut asupra acestui serviciu de transport public. O altă practică bună pe care o preluăm din Barcelona este să se ofere în aceste reglementări contractuale anumit stimul. În engleză ar fi incentives pentru acest agenți privați cu care cooperează municipalitatea. Și aici ne referim în special la faptul că dacă agentul își face toate obligațiile, dacă respectă standardele de calitate pe care le-a impus municipalitatea, atunci primește anumite privilegii din partea autorităților publice locale, cum ar fi faptul că se extinde contractul pentru o anumită perioadă sau faptul că acești agenți privați sunt cumva favorizați în cadrul concursurilor publice și alte stimuli care trebuie examinate. Ceea ce trebuie să înțelegem însă că nu există un model perfect, atât prima opțiune analizată cât și a doua are și avantaje și riscuri. În primul caz, modernizarea și reforma transportului public sub gestiunea primăriei, vorbim despre faptul că există deja experiența orașelor de vecinătate la care avem acces mai ușor și deja, de fapt, municipalitatea a început o astfel de cooperare cu orașul Lublin. Iar un alt aspect important este faptul că profitul încasat ajunge din nou în bugetul municipal și poate fi reinvestit în dezvoltarea rețelei de transport. În același timp, astfel de măsuri sunt foarte costisitoare, iar capacitatea de management a domeniului public este de regulă mai scăzută decât a domeniului privat. Și aici nu ne referim doar la experiența celor care activează în cele două domenii, pentru că specialiști buni sunt în ambele cazuri, dar ne vorbim inclusiv și la capacitatea de a reacționa și de a adopta decizii într-un timp optim. Aici mediul privat este favorizat pentru că nu trebuie să treacă printre atâtea aspecte birocratice, administrative pe care trebuie să le respecte autoritățile și poate să ia decizii mai prompt. De asemenea, poate să vină cu propriile sale investiții. Pe de altă parte, însă, experiența noastră, inclusiv la nivel de municipalitate, de a face parteneriate publici-private este încă una modestă, nu întotdeauna aceste experiențe au fost pozitive, de asemenea relația dintre administrație și privat este marcată de o anumită tensiune și lipsă de încredere reciprocă, iar prioritizarea profitului despre care am spus anterior, de asemenea poate să constituie una din problemele și provocările.
Acestea fiind spuse, acestea sunt cele două opțiuni. Aș vrea să remarc, ele nu neapărat trebuie să se excludă reciproc. În aceeași Barcelona despre care am vorbit, un astfel de model este unul mixt. În Chișinău avem păreri de o experiență mai puțin pozitivă despre cum cele două metode pot fi îmbinate, dar ne-am propus astăzi pentru ca să vedem care dintre ele totuși este cea mai optimă și cea mai bună, să avem această discuție și să vedem dacă are sens municipalitatea să examineze posibilitatea cooperării cu privatul sau totuși trebuie să ne axăm pe dezvoltarea transportului municipal gestionat de municipalitate. Pentru început, aș vrea să-l rog pe viceprimarul Victor Chironda să facă o scurtă completare la această temă și să ne spună care sunt acele măsuri adiționale pe care le implementează la moment primăria și în special aici ne interesează măsurile întreprinse pentru planificarea strategică a domeniului transportului public, dar și îmbunătățirea managementului în domeniul transportului public. Domnul Chironda? Bun, mulțumesc Cristina și colegilor la Fundația Soros Moldova pentru atenția și eforturile dedicate cercetării și identificării soluțiilor pentru problemele din sistemul de transport public. Este cu adevărat, să zic, o chestiune foarte bună și importantă pentru că soluționarea unor probleme începe de la identificarea lor corectă și recunoașterea acestor probleme. Este adevărat că pe parcursul anilor, să zic, dezvoltării strategice sau dezvoltării eficiente a sistemului de transport public din oraș nu i-a fost acordat atenția cuvenită, deși au fost anumite investiții sau momente în care s-a încercat îmbunătățirea calității acestui sistem de transport public, aceste abordări au fost parțiale și sporadice și nu au venit să îmbunătățească sistemul de transport în întregime. Din acest motiv avem acum o situație în care, cum a și menționat Cristina, noi avem, în loc să avem un sistem de transport public care să constituie baza mobilității urbane, avem istoric și tradițional o focusare pe tot ce înseamnă infrastructura de automobile. Și tendința asta este foarte adânc înrădăcinată în tot ce înseamnă mediul de experți, în tot ce înseamnă administrația publică locală, în tot ce înseamnă utilizatorii sistemului sau beneficiarii finale a sistemului de mobilitate. Din păcate, încă în concurența asta dintre investițiile făcute în sistemul de transport public și investițiile făcute sau solicitate în domeniul infrastructurii pentru automobile, cumva automobilele tind să domine. Avem această situație reflectată și în planul urbanistic general din 2007 și în o serie de alte documente care cumva încercau să îmbine sistemul de transport public cu sistemul de sau cu rețeaua asta de infrastructură a automobilelor și favorizau în mare parte automobilele. În numele fluidizării traficului, așa zise, s-au făcut foarte multe acțiuni care au determinat înrăutățirea sistemului de transport public de-a lungul timpului. Parcări amenajate pe străzi de tranzit, mutări sau reorganizări de rute fără o argumentare și un calcul de trafic, lipsa totală a tot ce înseamnă analizele fluxurilor de pasageri, noile zone de dezvoltare sau noile necesități de mobilitate, dezvoltarea orașului din punct de vedere a noilor zone de locuit și a construcțiilor de complexe locative, fără a fi combinate și racordate la
tot ce înseamnă transport și asigurare cu transport. Evident, tot asta împreună a dus la creșterea radicală, drastică și rapidă a numărului de automobile în oraș. Și asta, la rândul lor, duce la o serie de multe alte probleme. Toate tentativele pe care le face municipalitatea, la etapa dată, evident, sunt focusate spre depășirea acestei situații. Toți recunosc într-un fel și eu mă bucur de acest fapt că și actuala administrație și Consiliul Municipal și comunitatea într-un fel recunoaște faptul că transportul public trebuie să fie acel backbone, da? Axă centrală de dezvoltare a mobilității urbane. Și în jurul ei deja să fie completată cu alte sisteme și cu alte tipuri, fie transport alternativ, fie transportul privat. Însă, deja modalitățile de realizare a acestor intervenții sunt văzute diferit. Eu vreau să vă spun că, indiferent de modalitatea de completare a parcului urban, a parcului în genere de unități de transport public, fie le cumpără primăria, fie le cumpără sau vin cu ele agenții privați. Astea sunt doar modalități de completare a unităților, a necesității unităților de transport. Dar în afară de asta, ca sistemul de transport public să funcționeze eficient, mai avem nevoie de multe alte măsuri care trebuie să fie conectate la măsura asta de sporire a numărului de autobuze și troleibuze. Pentru că, din păcate, da, avem nevoie de un număr mai mare de autobuze și troleibuze, dar dacă nu vom avea și alte tipuri de măsuri ca aceste autobuze și troleibuze să circule eficient, ele pur și simplu vor completa numărul de unități de transport care stau în ambuteiaje nesfârșite. De asta... Aceste măsuri, dacă îmi permiteți, este una din aspectele foarte importante, este planificarea strategică. Și la moment, un lucru cu care vă felicit este faptul că municipalitatea a primit acest grant din partea Uniunii Europene, în care vom învăța din experiența orașului Liublin. Mă întrebam dacă în cadrul acestui proiect există, iată, acest element de planificare strategică și ce alte aspecte vom învăța din experiența Liublinului pentru a îmbunătăți transportul public din Chișinău și managementul acestui transport. Da, exact la asta vreau să mă refer. Înțelegând acest lucru și necesitatea abordării, să zic, complexe și strategice acestui domeniu, noi am inițiat acest proiect acum un an, am depus pentru finanțare la Comisia Europeană un proiect în care presupuneam transferul de experiență în organizarea sistemului de transport public de la, din orașele europene către Chișinău. Și în acest proiect, în mare parte sau mare parte din resursele alocate se referă la anume sporirea capacităților municipalității de a gestiona acest domeniu și, doi, dezvoltarea documentelor strategice care vor permite dezvoltarea eficientă acestui sistem în viitor, indiferent de... eu știu, conjunctura politică sau de diferitele schimbări la nivel de administrație publică locală sau centrală. În primul rând, este vorba de planul de mobilitate urbană. Este un document important și tot mai des întâlnit în planificarea orașelor europene. Nu este, din păcate, prevăzut de legislația Republicii Moldova în domeniul dezvoltării urbane, însă nu este interzis. De asta noi credem că un asemenea document va ajuta orașul să-și planifice corect și eficient tot ce înseamnă necesitatea de mobilitate. Și va aborda acest domeniu din punct de vedere a mobilității și nu din punct de vedere a transportului. Dar, de asemenea, mai avem măsuri care vin să asigure nu doar partea de dezvoltare strategică, evident, partea de, este foarte importantă, de colectare de date și analiză de date, plus partea de măsuri concrete de îmbunătățire a sistemului, cum ar fi optimizarea rutelor de transport public,
pentru a nu suprapune, de exemplu, rutele de troleibuz cu cele de autobuz sau pentru a optimiza modalitatea de funcționare. Suport pentru implementarea taxării electronice. Crearea unei întreprinderi municipale unice prin comasarea regiei transport electric și a parcului de autobuze. Crearea centrului de control și monitorizare a traficului pentru a permite o mai bună gestionare a circulației transportului public. Proiectarea benzilor dedicate pentru transport public. Sunt linii de proiect care sunt prevăzute în acest proiect care va fi implementat într-o perioadă de 4 ani. Și acum suntem în proces de definitivare a unității de implementare și putem să începem lucru pentru implementarea proiectului Move It Like Lublin. Însă, în afară de acest proiect, noi ca și municipalitate avem setate o serie de priorități, prima dintre care este sporirea capacităților autorităților locale de a gestiona acest domeniu. Ca să înțelegeți, direcția de transport public și căi de comunicație a primăriei municipiului Chișinău nu prea are capacitatea de a gestiona acest sistem. Avem acolo doar 2-3 oameni care își fac lucrul în măsura posibilităților. Sunt domenii sau aspecte importante ale dezvoltării acestui sistem care nu sunt acoperite sub nicio formă de instituțional vorbind, da? De asta pur și simplu nu are de unde să apară un sistem mai bun de gestionare a transportului public dacă nu creăm sau nu dezvoltăm capacitățile organului cel mai abilitat în acest sens. Avem o direcție de transport responsabilă de tot ce înseamnă organizarea transportului, care nu prea se ocupă de organizarea transportului. De asta ne propunem să reorganizăm această direcție. Avem efectuată deja o analiză instituțională, avem un proiect nou de regulament. Este nevoie să avem și acceptul guvernului în acest sens pentru modificarea statelor de personal. De asemenea, un aspect important în tot ce înseamnă dezvoltarea transportului public este capacitatea, cum spuneam, de a atrage oameni care știu cum să planifice corect și să dezvolte un sistem de transport public. Asta înseamnă, în primul rând, capacitatea de a-i plăti bine, de a oferi un nivel de salarizare decent. Nu vreau să vă spun cât primesc acum colegii de la direcția de transport, dar credeți-mă că nu este un salariu pe care îl așteaptă un expert bun în acest domeniu. Din păcate, avem o problemă mare cu resursele umane la nivel de primărie și asta se reflectă, vedeți, pe tot ce se întâmplă în oraș. De asta trebuie să acționăm cumva în paralel în toate aceste sensuri. Dacă revenim la partea asta de achiziționarea serviciilor, eu sunt cumva, din câte am reușit să analizez, cred că și una și alta, ambele soluții cumva sunt acceptabile și pot oferi o rezolvare a situației. Dar, cum ați menționat, ambele au și plusuri și minusuri și trebuie să fim foarte atenți și într-o situație și în alta, indiferent pe care din aceste opțiuni le alegem. Pentru că da, avem... Noi vă mulțumim foarte mult. Cu păreri de la agenda noastră nu ne permite să intrăm în alte... Eu așa am vrut să fac o introducere ca să înțelegem că doar simpla achiziție de transport public nu soluționează problema în linii mari. Speranță. Este un pas important și este important să discutăm și să decidem cum să facem această achiziție. Însă vreau să vedem lucrurile mai larg și să înțelegem că simpla identificare de autobuze și troleibuze nu va fi un pas spre rezolvarea problemei, dar necesită și să facem și multe alte acțiuni. Cât ține de achiziționare, deja haideți să discutăm, să vedem cum putem să facem mai eficient acest proces.
Da, asta ne dorim și noi, ca să vorbim în ansamblu ce alte acțiuni trebuie întreprinse. De asta vorbim și despre planificare strategică și despre îmbunătățirea managementului, eficientizarea capacității instituționale. Dar vrem să analizăm și aceste două opțiuni, ca să începem acest discurs, ca momentul în care municipalitatea trebuie să facă această alegere, ea să fie mult mai bine documentată și noi să avem experiența de a analiza aceste două opțiuni. De asemenea, salut toate măsurile care urmează să fie întreprinse de către autoritate, precum elaborarea planului de mobilitate urbană și alte măsuri despre care ne-ați vorbit tocmai ce. În același timp înțelegem că acestea sunt niște măsuri pe termen lung. Nu putem să așteptăm că planul de mobilitate urbană o să fie realizat în următoarele 3 sau 6 luni. Între timp, problema transportului public persistă și unii consilieri municipali au venit cu o soluție alternativă. Astăzi alături de noi este prezent Alexandru Trupca, consilier municipal, președintele acelui grup de lucru care a venit cu planul de reînnoire a parcului Ruland. Domnul Trupca, vă salutăm și vă mulțumim că sunteți prezenți astăzi la discuție. Dorim să vă rugăm să ne povestiți mai mult despre această opțiune pe care ați propus-o de contractare a serviciilor direct de la transportatori, în ce constă această propunere și de ce ar fi ea mai eficientă. Dar înainte vreau să reamintesc tuturor celor care ne urmăresc, puteți să lăsați sugestii sau întrebări în comentarii la acest live, iar noi ulterior în discuție le vom adresa. Domnul Trupca, vă rog. În primul rând trebuie să fac o mică clarificare. Nu trebuie să punem între cele două opțiuni, achiziția de unități de transport de către municipalitate și achiziția de transport din surse de la serviciilor de transport direct de la privați, expresia sau. Nu există sau, există și. Dumneavoastră ați menționat că eu am fost președinte unui grup de lucru, totuși încerc să fac o mică incursiune în trecut, într-un an în urmă. Însuși ideea acestui grup de lucru care s-a creat în cadrul Consiliului Municipal, ea a venit mai degrabă ca o reacție și nu ca o acțiune. O reacție la ceea ce a făcut, încercat să facă executivul. Executivul nu a venit cu o abordare strategică de planificare, cum și ar fi fost normal. Să vină mai întâi cu un plan de mobilitate urbană care să spună foarte clar că avem nevoie de făcut. Și aici sunt trei elemente. Nu e doar achiziția de transport, cum a spus și Victor. Sunt trei elemente cheie. Infrastructura, vorbim aici de benzi dedicate, de stații de așteptare, avem parcare cu plată care să motiveze trecerea persoanelor la transportul public, putem vorbi despre linii de transport, trafic și așa mai departe. Avem a doilea bloc, care se numește achiziția unităților de transport, deci pe două dimensiuni, calitate și comoditate. Calitate în sensul că ele trebuie să fie mai noi, trebuie să aibă aer condiționat și așa mai departe, și comoditate vorbim de număr. Da? Având în vedere un număr X de călători, tu trebuie să ai un număr Y de unități de transport care să le asigure o anumită comoditate. Și al treilea element foarte important ține de partea de management. Vorbim de analiza fluxurilor, vorbim de rețeaua de rute, vorbim despre comasarea celor două unități de parcuri sau parc urban și regie de transport electric, managementul acesta în general, tichetarea electronică și tot procesul de gestionare. Lucrul ăsta nu s-a făcut, executivul a venit cu ideea să se achiziționeze 100 de autobuze prin schema care era propusă, prin asamblare, dar cea mai importantă problemă era nici măcar nu modalitatea de achiziționare, ci întrebarea simplă, de ce 100, de ce autobuze, de ce nu 200, de ce nu 300, deci care era logica acestei cifre? Nu exista o argumentare logică, bazată pe niște cercetări, pe o metodologie de cercetare. Și respectiv atunci s-a creat acel grup de lucru care a făcut o mică analiză. Analiza noastră, și eu îți recunosc că existau niște limitări metodologice, inclusiv care le-ați menționat și noastră, lipsa unor date, care ne arăta că de fapt Chișinău are nevoie nu de 200, dar de 800-900 de unități de transport de mare capacitate. Și atunci noi am spus că nu avem bani ca municipalitate să cumpărăm 800. Efectiv, noi 200 de unități cumpărăm și ne costă 1 miliard de lei. Deci noi nu avem această capacitate financiară să facem niște investiții capitale serioase. Respectiv, având în vedere contextul în care ne aflăm noi venim cu soluția foarte clară. Noi trebuie, de o parte, să cumpărăm unități de transport ca să capacităm sistemul nostru municipal transport. Vorbim de regie transport electric și vorbim de parc urban de autobuz. Concomitent, pentru ca să putem să asigurăm standardele de calitate, de comoditate în special și ca număr de unități, noi trebuie să mai contractăm și servicii de la transportatorii privați care trebuie să respecte la rândul lor standardele de calitate care le-a elaborat
Bine, ar trebui să le elaboreze primăria, tot noi le-am elaborat. Și respectiv să lucreze împreună. Dar mecanismul de lucru al transportatorilor privați trebuie să fie nu așa cum este acum sau cum au fost rutierile, că le-a dat ruta și ei fac tot ce vor pe ruta aia. Vor vin, vor nu ies pe rută. Spun că nu le este combinabil economic, încearcă să obțină, să șantajeze municipalitatea. Nu, această abordare sau această colaborare cu privatul trebuie să fie bazat pe niște principii foarte clare. Adică, o licitație de achiziție de servicii se achită pentru fiecare kilometru parcurs. La rândul său, privatul este obligat să respecte standardele de calitate. Este obligat să respecte programul elaborat de către Direcția Transport și toți banii încasați merg la Direcția Transport sau la întreprinderea asta mixtă creată între Regia Transport și Parcul Urban de Autobuze. În schimb, municipalitatea îi achită prestatorul de serviciu pentru fiecare vehicul kilometru. Astfel, noi avem un proces foarte simplu. Municipalitatea strânge toți banii, achită prestatorilor de servicii, același parc urban de autobuze, același regie de transport electric, acelorași privați, sumă pentru fiecare vehicul kilometru parcurs, iar toți banii din încasarea din bilete le ia municipalitatea. Și dacă municipalitatea calculează și iese că din bilete iese mai puțin și trebuie să compenseze mai mult, atunci ea poate să iei decizia, inclusiv politică de majorare sau de ajustare a tarifului. Dar ideea este următoare. Noi trebuie să avem un singur pol sau un singur centru de control, care trebuie să fie municipalitatea prin intermediul Direcției Transport și trebuie să avem mai mulți prestatori de servicii. O parte din ei să fie direct subordonați primării, ca să avem o garanție a serviciilor, ca să nu ne șantajeze privații. În același timp, ceea ce nu putem să asigurăm noi ca investiții capitale, să dăm privaților. Asta este, de fapt, ideea principală a soluției pe care noi o propunem. Ultima conferință de presă care am făcut-o și care am accentuat încă o dată această inițiativă e, de fapt, iarăși vine ca reacție la o altă idee năstrușnică a executivului să cumpere direct, fără licitații, nici măcar nu autobuze noi, ci autobuze vechi din toate colțurile Europei, fără niciun control al calității, fără niciun control și o claritate de unde le luăm și cât ne va costa întreținerea acestor autobuze rulate aduse în Chișinău. Deci asta este... Dacă îmi permiteți să revenim un pic înapoi la soluția pe care ați propus-o în calitate de consilier, contractarea directă a acestor servicii. Cred că una dintre cele mai mari provocări, și în special în contextul experienței nu foarte plăcute pe care am avut-o cu microbuzele, este dacă noi avem suficienți agenți care sunt capabili să ofere aceste servicii la un nivel satisfăcător, cel puțin pentru locuitori. Eu am discutat... personal, am discutat cu Asociația Transportatorilor, nu APOTA, aceasta a lui domnul Alexa care gestionează curtierile, dar și cu Asociația Transportatorilor Mari din Moldova. Acea asociație creată în anul 1993 sau 94, care înglobează toți transportatorii, inclusiv cei internaționali. Și am discutat cu un transportator, cu un singur transportator, trebuie să recunosc, dar un transportator foarte mare care activează pe rute interurbane și are afaceri serioase în nordul țării. Deci se focusează pe nordul țării. Și acest transportator mi-a spus, și asociația și transportatorul mi-a confirmat că la etapa actuală, la standardele de calitate pe care le cerem noi, fiindcă noi avem un șir de standarde de calitate care urmează mâine să organizăm consultări publice și ulterior să le votăm în Consiliu, în Moldova există 3-4 transportatori care pot presta acest serviciu, deci care pot crea o concurență între ei. Dar aici este un alt element foarte important. Pentru noi, ca municipalitate, contează să existe măcar unul care poate să ne ofere nouă la prețul dorit de noi, fiindcă aici este cel mai important. Atunci când faci, noi nu cumpărăm direct, asta este cel mai important element. Noi facem licitație publică și stabilim prețul maxim pe care noi îl plătim. Deci dacă noi stabilim un preț care pentru noi este fezabil economic și vine cineva să ne presteze servicii în aceste condiții, nu e o problemă că vine un singur jucător, atât timp cât el primește banul pe care noi vrem să-l plătim. Fiindcă noi nu mergem în licitație în creștere, noi mergem în licitație în descreștere. Și în momentul în care noi spunem că noi plătim nu mai mult de 16 lei pe kilometru, în condițiile în care noi la parc urban astăzi plătim 18,60 lei, deja ne este mai convenabil să jucăm, să colaborăm cu un privat, fiindcă câștigăm 2,60 lei la fiecare kilometru. La o unitate de transport, la un autobuz pe an, asta e 160.000 de lei. Cum ziceți, la 100 de autobuze, ai 16 milioane de lei profit net, doar pe faptul că tu cumperi serviciile nu la parc urban, ci la un privat. Dar aici este un alt element foarte important, nu doar prețul, ci și calitatea, care ați menționat-o dumneavoastră. Din cauza aceasta, noi am vorbit deja de un an de zile, primăria trebuie să elaboreze standardele de calitate în transportul public.
Eu înțeleg, primăria nu vrea să le elaboreze, fiindcă înțelege foarte bine că atunci și întreprinderile municipale ar trebui să le respecte. Și atunci primăria nu are capacitatea financiară să le asigure respectarea acestor standarde. Dar asta este un pas. Deci tu nu poți să vorbești despre calitatea în transport fără niște standarde. Noi ne-am asumat chestia asta, noi am mai elaborat standardele, mâine avem consultări publice pe subiectul respectiv și încercăm să le votăm în Consiliu. Dacă vor trece, eu cred că va fi un pas foarte important pentru dezvoltarea deja transportului în următorii 20 de ani. Mulțumim mult și mult succes! Ați ne spuneți la ce ora are loc consultările pentru cei care ne urmăresc și sunt interesați să înțeleagă? Consultările trebuie să aibă astăzi loc la ora 17:00, dar din cauza faptului că astăzi avem ședință Consiliului Municipal, le-am amânat pentru mâine ora, iarăși, ora 17:00, vor avea loc în sala de ședințe ACMC, dar vor avea loc și online, deci pentru cei care nu vor să vină sau... Bine. Din considerente de pandemie, dar dacă Parlamentul astăzi va institui situația de urgență, cel mai probabil noi vom organiza aceste consultări publice exclusiv online, fiindcă nu vom putea să ne întrunim în sala de ședințe. Deci mâine la ora 17:00, linkul va fi disponibil pe pagina noastră PAS Chișinău, puteți să toți cei care îl doresc, participă la această ședință și să adreseze întrebări. Chiar le așteptăm, fiindcă e un document foarte important și eu cred că dacă el va fi aprobat, el va determina dezvoltarea transportului public în Chișinău pentru următorii 20 de ani. Mersi! Mulțumesc mult! Motivul pentru care eu întrebam anterior despre existența acestor agenți care sunt disponibili se bazează de fapt pe experiența unui oraș destul de aproape nou, este vorba despre municipiul Alba Iulia. În Alba Iulia, acum câțiva ani, s-a decis cesionarea transportului public, deci acolo s-a mers un pic alt model în care s-a dat complet în gestiune transportul public unui operator privat. Acest operator privat, de fapt, a făcut un lucru lăudat de către mulți dintre locuitori și chiar de către o asociație europeană care i-a dat un titlu de cel mai bun prestator de servicii, a crescut numărul persoanelor, poate inclusiv datorită faptului că era mai bine monitorizat prin tichetare electronică câte persoane utilizează transportul public, dar numărul prestatorilor, cel puțin oficial, conform datelor, a crescut numărul încasărilor. Această relație a fost una destul de pozitivă, însă după ce au prelungit acest contract cu câțiva ani, au ajuns din nou în situația în care trebuie să organizeze o licitație publică, ceea ce se întâmpla recent. La prima licitație a fost un singur candidat, este vorba despre această companie. Aceasta, conform legislației, nu a fost acceptat, respectiv a trebuit repetarea licitației, la a doua licitație din nou o singură companie, ca la a treia licitație această companie cu care a avut o experiență pozitivă deja se propune un preț cu 35% mai mare decât primul preț. Și asta este și un impact negativ atunci când nu există concurență. Iată de ce una dintre recomandările acestui studiu este să analizăm cel puțin piața, dacă nu putem să facem un studiu de fiabilitate complex, ca să vedem care sunt acești operatori și ce condiții pot ei să asigure. De asemenea, este desigur și rolul municipalității, în cazul în care merge pe astfel de opțiune, să intereseze agenții privați, dar și să le creeze condiții. Asta înseamnă că trebuie stabilite niște reguli clare pe care agenții privați pot să le urmeze, să nu stea cu grijă dacă nu se poate să intervină cu modificări în tarif, dacă este necesar, cum s-a întâmplat, spre exemplu, cu microbuzele. De asemenea, să se asigure că dacă se întreprinde un contract și își respectă toate obligațiunile, atunci acesta o să fie realizat, să le se ofere date și un alt aspect recomandat este ca însăși municipalitatea să promoveze transportul public în defavoarea celui privat prin diferite măsuri pe care le întreprinde, cum ar fi, spre exemplu, domnul Chironda spunea, benzile pentru transport separat sau alte măsuri de tipul dat, inclusiv o campanie de informare. Alături de noi astăzi îi avem și pe domnul Victor Ceban, conferențiar universitar, expert în transport public, și Andrei Tudos, în calitate de reprezentant al societății civile. Aș vrea să mă adresez întâi către domnul Victor Ceban. Astăzi am analizat aceste două opțiuni de management a transportului public sau de oferirea acestor servicii de transport public. Domnul Ceban, vrem să vă întreb, în opinia și din experiența dumneavoastră, care dintre ele este cea mai potrivită, cea mai optimă pentru municipiul Chișinău și pot fi ele combinate? Da, mulțumesc. O secundă, după care o să continuăm cu Andrei Tudos, către care o să mă adresez cu aceeași întrebare, însă mai mult din perspectiva locuitorii și calității serviciilor prestate. Domnul Ceban, baterie, da, deci ce vreau să vă spun? Deci, mi se pare că probleme vin
În toate domeniile, numai în transportul public, în primul rând din pricina că populația noastră nu este prea consolidată și destul de des își crea situații când lumea nu poate să determine totuși priorități. Și de aici avem destul de des neînțelegeri când e persoana la nivel chiar corporativ, în primul rând, în cazul nostru, deci vrea să câștige mai mult decât vrea să ofere, deci, pentru comunitate. Și odată cum e să fie depășit momentul dat, lucrurile se meargă puțin mai bine și văd că, deci, vine înțelegerea datorită și măsurilor care e primăria, deci, văd că și rândul consilierilor, deci, există deja înțelegere că totuși trebuie lucrat în folosul, deci, în primul rând, locuitorilor orașului și pe urmă de respectat interesele firmelor care au interes în domeniul transportului. Dar ăsta e un moment. A doilea moment. Totuși, nu trebuie încurcat lucrurile. Deci, misia transportului de transportat. Deja problema ecologică și problema de siguranță este un derivat. Deci uneori noi punem accent la probleme ecologice, deci de siguranță și depășim. Acum despre soluții. Încă în 2014 am avut ocazie să fiu la o conferință unde au raportat directorul autorității transportului public, deci orașul Berlin și Brandenburg. Deci, și tare mi-a plăcut cât de bine ei consolidat. Deci, în primul rând, un organ este independent care gestionează, monitorizează care mai mult cu funcții de decizie activitatea transportului, cu reprezentanții din partea guvernului, primăriei, societății, agenților economici care prestează, deci cu dreptul de inițiere schimbării tarifelor, cu respectarea intereselor călătorilor și pasagerilor. Deci, în mod destul de armonios. Deci, la noi, din păcate, fiecare deci, încearcă să blocheze deci, inițiativele, deci, fie din partea guvernului, fie din partea primăriei, fie din partea agenților economici. Și de ce acte lucrurile merg așa cum merg? Totodată, nu aveți drept să vorbiți că acte nu sunt viziuni absolut strategice. Strategia ei este, deci, avut loc altul, că ea cam așa nu a fost prea bine consolidat și nu a fost prezentat în formă de un plan de hartă de loc, hartă de executare. Că nu ați corect spus. Ar fi bine că să iei plan de acțiuni după aprobarea acelui strategii de schimbare rețea de rute. Dar harta ei este. Deci, alt lucru că nu sunt într-adevăr posibilități și financiare și manageriale pentru realizarea. Și concret. Iată, acum răspunsul concret. Deci, întâi urmează să fie realizată deci, rețea de bază cu forțe transportului municipal. Deci, toate drumurile, deci magistrale, cu două și mai multe benzi în sensul de mers, unde stochează un număr de călători care, deci, trage la un autobuz de capacitate mare sau trolibuzul, trebuie să circule sau trolibuzul sau autobuzul. Este așa numită rețea de bază de autobuze și trolibuze de capacitate mare. Ei trebuie să circule, deci, prin principale, deci, drumuri, deci, știți de ce? Orice odată cum trolibusul s-a oprit, el va fi circulat, înseamnă minim două benzi trebuie să avea. Vorbele este că punem autobuzul clasa mare, deci în Durlești, o sâmbără bandă, asta e prostie. Deci, totodată, rețea, dacă se fie stipulată, deci începem să dotăm cu numărul necesar de mijloace de transport. Mijloace de transport, capacitate mare, poate să cumpere numai municipiul sau țara, guvernul. Deci, transportatorii privați au arătat că ei n-au așa posibilități.
La noi din 600 ceva de operatori de transport care avem în Republică, vreo 20 care au mai mult de 50 unități și vreo câțiva, uitați statistică, deci nici 3% mi se pare că autobuze noi nouți. Apropo, autobuze de tip interurban, dar noi avem nevoie în tip urban, deci platforma joasă cu numărul de uși care se afectează la timp de îmbarcare, debarcare. Deci, așadar, eu rămân la poziție, rețea de bază este municipală. Nu în principiu poate să găsească, deci așa fel de investiții, e numai bancurile poate să dea credite, numai de orașelor și guvernului, deci și nu acelor privat. Mai ales că singură spus că privații au acolo de probleme. Însă, asta nu înseamnă că noi nu te dezvoltăm PPP. Deci eu întotdeauna dau exemplu bun, frumos, deci de realizare, deci proiectul este, deci cu microbuz. Situația atunci era așa, că n-aut soluție, dar și drumuri au fost descărcate. De ce? Fapt că n-ai avut 2000 de microbuze, atunci, cel puțin la etapa inițială, deci la două jumătate anul 90, 2000, este nu tare simțit. Deci, însă, nivelul de trai la oameni s-a ridicat, eu trecut, da, apropo, deci, ei fost foarte solicitat microbuze. Dar de ce? Deoarece foarte aproape deci, la locuitor, timpul de călătorie, deci foarte rațional și o plătești pentru timp economisit, vremea deci, însă, pe unul s-a schimbat. Deci, lumea au trecut la transport personal, fiind mai mobilă, dar transportatorii privați, din păcate, au ignorat interesele acelor pentru care ei lucrează. Eu, domnilor, am prognozat situația încă 2012. Că se termine, deci, foarte bine. Nu vreau să schimb o modalitate de lucru. Deci, eu gândeau așa, că, deci, aha, 1 leu e bine. 2 lei de 2 ori profit. Nu, că te-ar veni. 3,50 lei. Scuzați, cine așa de schimbă tarifă? De ce, după ce, cum va fi formată rețea de bază, restul, este în principală rutele este de suburb, unele rute suburbani, unele rute de stocare în cadrul deci, orașului călătorilor. Poftim, dotați cu autobuze clasă medie, clasă mică, care ei privați poate să cumpără. Deci capacitatea trebuie să corespunde deci, cererii. Deci, este din Drulești acolo deci, un microraion micuț sau Stăuceni microraion micuț. Înseamnă că punem autobusul mic, dăm dumneavoastră în gestionare, este principiul, axioma, bine aprobată deci, la transportatori din toată lumea. Deci este o rută cu flux stabil de călători, este volum de muncă. Eu întotdeauna spun studenților, deci masteranților, cea mai scumpă la transportator este volum de transportare. Automobilul este mijloc pentru realizarea serviciilor. Deci aici se lupte, apropo, ei privați pentru servicii de așa fel. De orice odată cum el a câștigat, conform legislației, el pe timp de 8-10 ani deci este asigurat cu volum stabil de lucru cu venit. Alt lucru, politica tarifară trebuie să fie aceea care deci, să atrage pe din. Și anume rutele este deci, de consolidare a călătorilor, deci la, rut, la rețea principală, centrală, deci trebuie să lucreze ei privați. Acum forma de gestionare. Deci forma de gestionare sigur că trebuie să fie comună, fără discuții. Aici domnul Alexandru foarte corect spune, deci comună. Apropo, noi încă mai înainte o propus dumneavoastră, că sigur. O parte mare de operatori de transport, da, este acum mult mai puțin rămas. Atunci era câte 20 de operatori. Nu au transport propriu. Pe urmă ceva schimbat după apariția codului transportului rutier. Dar catare n-au avut. Toți au fost stăpâni luați autobuz sau deci date în arende. Ce vreau să vă spun? Deci, era atunci posibil, în cadrul aceeași artecului, în cadrul aceeași parcul bani de autobuze, de creat o coloană, deci, cu microbuze și de gestionat cu, în folosul anume municipului. Să fie politica municipală respectată, dar nu acelor privați care rămânesc
Nu era ușor, eu știu. Eu e că nu am drept moral scris deci, conducerea aceea deci, de primărie. Deoarece ei, din păcat, ei privați, din păcat, nu au vrut să îi lucruri la prim plan interesele orașului. Și ceea ce a rămas pentru administrație publică este de ucis pe dinșii. Deci, așa se întâmplă lucrul de cu tarifă. Deoarece nu au vrut să lucreze, deci nu normal. Dar și politica aceea, că iar și 5 lei, pe urmă 7 lei, oricum aduce nimic. Iar pe cei din transportatori de rute interurbane, e foarte repede înțeles că deci, ce folos dacă se fie 68 bănuți sau 58 era atunci, dacă ei o să pierde călători. Unele suburbii, problema este în special gravă în suburbii, încearcă să singură situația. Fiecare, da, fiecare autobuz, în funcție de capacitatea lui, are un diapazon eficient de activitate. Odată cum tu vrei prea mult, da, călătorul e clar că mai convenabil este cu autobuzul propriu deja, sau chiar cu taxi, decât cu... Unii nu înțeleg lucrul acesta. De ce? Rămâne activ la final, deci totuși rețea centrală dotată autobuze, trolibuse, ei urmează să fie dotate cu taxare electronică, este primul lucru, primul lucru. De ce taxare electronică? Deoarece e de informație în online, despre cerere. Și numai datorită informației deja e posibil de optimizat numărul de autobuze, trolibuze pe rute. Poate chiar nu atâta trebuie fost atât. Nu, noi am avut stimări deci, pentru diferite perioade, și după tarife, și după numărul mijloc de transport. Deci, și situația se schimbă. Deci, apropo, de ce anume lucrul acesta? Deci, odată cum voi realizați rețea centrală, deci o să apare schimbări în cerere. E clar? Facem întâi fundament. Și deci fie schimbat situația. Vom vedea cum a reacționat transport personal. Poate să fie redus. Vreau că de așteptat de zice nu e atât de ușor. Practic arată 50% maxim se de zice. Condiți că s-a implementat și acte proiectele cele cu banda separată de transport public, direcțiile Botanica, Buicani, Ciocana, Sculeni, ce mai avem acolo, Râșcani, Botanica. Deci, tot știți lucrată direcția aceea. Așadar, trei, ce mai actuale? Rețea, rute, capacitatea mare, taxarea electronică și bandă separată. După ce vom vedea cum se așează lucrurile, da? Și deci de completat paralel cu transport personal dotat, și să fie clar și cu ciclismul, să fie clar și cu trotinetele și așa mai departe. Deoarece pe mine tare enervează activ. Am fost la un congres în ultimul Craiova deci, și unii firme spune, viitorul transportului public e tracționare este electrică individuală, da? Așa spune. Scuzați, dacă masiv o să ies cu biciclete și deci, mai ales la noi în oraș 7 coline, deci vă dați seama, deci cât de tare să-i mărit. Problema, nu sigurat. Să reușim să discutăm și despre transportul alternativ. Doream doar cu titlul de informare, probabil dumneavoastră deja cunoașteți, în unele suburbii se încearcă această cooperare cu agenții privați, dar este mai degrabă, să zicem, un apel la ajutor localităților, pentru că au rămas total fără transport public și încearcă să găsească anumiți privați, administratori de microbuze care să fie de acord să facă o rută locală. Problema este că în continuare se circulă da, în acele condiții, cu acele unități vechi și cu siguranță este nevoie de o abordare mai de ansamblu ca să putem să avem și servicii calitative, fie că este vorba de privat sau de cele care sunt oferite de municipalitate. Eu vreau să mulțumesc și lui Andrei Tudos pentru că este astăzi prezent și că a avut răbdarea să asculte și să fie atent la toate discursurile de până acum. Acum aș dori să-i ofer cuvântul și să-l rog să se expună referitor la cele două opțiuni pe care le-am analizat astăzi, care este cea mai optimă în opinia sa sau poate trebuie de combinat, anume din perspectiva confortului și calității pe care le vor recepționa cetățenii în calitate de beneficiari acestor servicii. Da, bună ziua! Mă auziți, da? Deci eu ca cetățean, când mă gândesc că să aleg transport public sau nu, eu mă gândesc la trei factori.
cu ce mijloc o să mă deplasez eu într-un punct tare din oraș, fie la lucru, la studii sau la cumpărături. Deci sunt trei componente. Trebuie să dispun de confort, să ne asigur o careva viteză, cum a spus și domnul Ceban, vreme denghe. Și a treilea componentă este costul. Deci la aceste trei componente trebuie să ne gândim noi atunci când vrem să atragem oamenii în transport public. Deci doar dacă e să cumperi unități de transport noi și confortabile, cum a spus și domnul Chiron, dar nu o să poți să atragi toată lumea în transport public. Sau el vei avea unități noi, dar ele vor sta în ambuteiaj. Un la mână. Doi la mână, nu o să lași toți mașina acasă, doar din simplu motiv că transportul public este confortabil. Trebuie să-l faci și rapid, dar și să asiguri un careva cost, un careva preț de călătorie pe care lumea să fie gata să-l plătească. Pentru ca să fie mai rapid, sigur, trebuie să creăm o rețea de benzi dedicate, trebuie să adaptăm semafoarele și așa mai departe. Aici nu o să intru mult în detalii, dar tehnicile sunt cunoscute la acest capitol. Ce ține de cost? Faptul că noi acum avem prețul călătoriei de 2 lei, iar lumea masiv trece de la transport public în continuare la mașini private, asta dă de înțeles că oamenii sunt gata să plătească mai mult, dar ca să dispună de un confort sporit și o viteză mai bună de deplasare. De ce pleacă oamenii să lasă transport public și își cumpără mașini care costă mii sau zeci de mii de euro? Pentru că omul e gata să plătească pentru acest confort și pentru această viteză, pentru că el nu are când să stea, să zicem, o oră sau două zilnic în transportul public și mai bine plătește bani ca să ajungă în 20 de minute la lucru sau în 15 minute. Dar pe termen lung asta îi afectează și pe cei cu transportul public și pe cei cu transportul privat, pentru că timpul de călătorie se lungește la toți din contul sporirii numărului de mașini. Iarăși, s-a zis de transportul alternativ. De ce lumea alege transportul alternativ? Revenim la cele trei componente. Pentru că este mai rapid pentru unii și îl optează pentru el și este ieftin. Poate cineva nu-și permite mașina și optează pentru transportul alternativ. Dar el nu este atât de confortabil. Și aici trebuie să lucrăm la infrastructura pentru biciclete și alte tipuri de stimule. Revenind la acest exemplu cu microbuzele din suburbii, în acest context, cooperarea cu privații sau poate în alte modalități pe care le-am discutat astăzi, inclusiv contractarea directă, este această opțiune și în general pentru oameni contează cine gestionează și cine prestează aceste servicii? Da, deci mi-a plăcut ideea aceasta cu transporții privați în suburbii. Cred că o să completez ideea lui Trupca, pentru că nu trebuie să fie sau transportul public, sau transportul public a municipalității sau transportul public a privaților. Se poate gândi la un model care va hibrid. Deci cu toți ne înțelegem că nu este ok să avem acele mici rutiere să circule pe bulevardele centrale, pe Ștefan cel Mare, pe Dacia și așa mai departe. Dar înțelegem că și pe de altă parte nu este ok să facem rute de transport public
cu decapacitate, cu trolebuze sau cu autobuse care au peste 100 de locuri, în cartiere cu densitate joasă, în suburbii mici. Și, deci acest model hibrid cu ar putea fi o soluție, doar trebuie gândit. Le dăm voie, să zicem, la transportatorii privați să opereze cu rute suburbane care ar aduce pasagerii doar până la careva stații unde lumea s-ar transborda în transportul de capacitate, în trolebuze sau autobuze. Dar aici trebuie să punem la punct mai mult moment, trebuie să construim nodurile acestea de transbordare la ieșiri din oraș sau la în cartierele limitrofe ale orașelor, nu știu. Trebuie să elaborăm acele standarde de calitate despre care vorbește Alex Trupta, pentru că am fost la o discuție cu careva transportatori privați anul trecut și ei spuneau, suntem gata să cumpărăm unități noi, să investim pentru ca să ne, permite să majorăm prețul. Dar ei spuneau, dar dați-ne careva criterii, dați-ne careva standarde după care să ne conducem când cumpărăm aceste unități noi. Deci, elaborarea acestor standarde de calitate cred că e un pas bun și după ce le avem pe acestea și avem, punem la cale o strategie, o careva, o formulă după care mergem să combinăm transportul municipal cu transportul privaților, putem să mergem cu această soluție. Ceea ce a făcut și chiar și Durlești în acest sens, că a deschis sau intenționează să deschidă suburbani, mi se pare destul de ok. Este un fel de, hai să zicem, un compromis. Soluție temporară. Mersi foarte mult, Andrei. Eu am să adaug aici, doar că în timp ce analizam aceste două opțiuni, am făcut și un focus grup cu locuitori din municipiul Chișinău, atât din suburbii cât și din oraș. Și la întrebarea, cine ați prefera să gestioneze transportul public? Cum poate și era de așteptat, cetățenilor, de fapt, nu foarte mult le pasă cine sunt acei prestatori, pentru ei contează rezultatul final, serviciile pe care le primesc. Cum ați spus, să fie viteza de deplasare mare, să fie confortabil, să fie comod pentru ei. Și un lucru foarte curios este că, conceptual, cei care au participat la acest focus grup sunt de acord că privații gestionează mai bine. Dar în momentul când am discutat în contextul municipiului Chișinău, datorită experienței bune pe care o avem cu trolebuzele, vedem astăzi trolebuze încăpătoare, trolebuze noi pe străzile municipiului, impresia lor, comparativ cu microbuzele gestionate de privați, este că municipalitatea se descurcă mult mai bine la acest capitol, ceea ce pe dânsii îi face cumva să creadă. Un alt aspect care aș vrea să adaug la ceea ce ai zis este că, indiferent pe ce opțiune o să mergem, este foarte important ca această experiență pentru cetățeni să fie una cât mai armonioasă. Deci, cum spuneai despre aceste stații de transportare, chiar dacă cooperează privatul împreună cu transportul municipal, cetățeanul se poate ușor să se deplaseze până la ieșirea din localitate, din suburbie, să se urce într-un alt tip de transport, să poată să utilizeze același abonament sau același sistem. Deci pentru el să fie o experiență uniformă și să nu simt acestea că am trecut la un alt tip de bilet, un alt tip de abonament, trebuie să cumpăr, pentru că asta o să distanțeze consumatorul final de acest transport și o să zic că e mai ușor pentru mine să am un automobil privat unde eu decid când ne pornim, cum ne pornim și nu trebuie de schimbat abonamentele. Eu vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare și pentru experiența pe care ați împărtășit-o cu noi. Cred că putem să concluzionăm că suntem de acord că, indiferent de opțiunea care o să fie până la urmă aleasă de către municipalitate, este important să asigurăm că există o planificare și o viziune strategică foarte bine fundamentată, iar cele două opțiuni pe care le-am analizat astăzi pot în principiu să fie completate, doar cum spunea și domnul Ceban, trebuie să oferim prioritate pe cele rute cu capacitate mare, transportul municipal, care are această posibilitate de a asigura unități de capacitate mare, iar pentru acele zone cu densitate mică să analizăm și opțiunea de a utiliza transportul
transportul privat, care dispune de mai multă flexibilitate. Indiferent de opțiunile pe care o să mergem, este foarte important, și acest lucru a răsunat și în discuțiile de astăzi, să avem date concrete despre fluxul, circulația călătorilor, viteza de deplasare, să cunoaștem cine sunt operatorii. Nu putem să facem nicio estimare, nicio planificare strategică fără ca să avem aceste date. Chiar și dacă se pornește acum o licitație pentru a căuta transportatori privați, trebuie să pornești de la aceste date pentru ca să poți da acestor prestatori, la urma urmei, care o să participe la licitație, posibilitatea să-și facă anumite planificări și să vină cu o ofertă care este una realistă. Să nu ne trezim ulterior că sunt cu totul alte date și se schimbă prețul în momentul implementării soluției. Un alt lucru foarte important este capacitarea instituțională. Și aici, cum menționa și viceprimarul Victor Chironda, este important să asigurăm resurse financiare nu numai pentru îndeplinirea acelor măsuri dintr-un ulterior plan de acțiuni, dar este nevoie inclusiv ca oamenii care lucrează în acest domeniu să fie corespunzători remunerați și nu doar remunerați, dar și să fie pentru ei oportunități de dezvoltare. Ca tânăr specialist, o să îndrăznesc să zic că atunci când te angajezi în orice instituție, organizație, așteptarea ta este că o să ai posibilitatea să te dezvolți și să crești. Iar această posibilitate poate fi oferită prin instruiri, prin posibilitatea de a învăța din experiența altor orașe și astfel, alte astfel de oportunități atractive. De asemenea, este necesar să completăm toate măsurile pe care le întreprinde municipalitatea cu anumite măsuri completare. Și aici ne referim la faptul că chiar dacă avem un plan de mobilitate urbană, dacă el nu corespunde cu alte documente strategice, cum este și acel plan urbanistic general, care stabilește cum, ce se construiește și cum arată orașul, atunci o să ne trezim iarăși în situația când se construiesc anumite clădiri fără suficiente locuri de parcare sau care nu oferă acces ușor transportului public, care nu prevede rețeaua de transport public în general și avem astfel de zone, cu părere de rău, chiar și în orașul Chișinău. Pe lângă aceasta, este nevoie să luăm măsuri care să stimuleze locuitorii municipiului Chișinău să utilizeze transportul public. Și aici vorbim nu numai de benzi, dar inclusiv astfel de măsuri cum ar fi limitarea parcărilor în anumite zone ale orașului, astfel încât locuitorii să știe că dacă iau trolebuzul, merg liber prin centrul orașului timp de 10 minute și nu am nevoie să stau în ambuteajă și să plătesc acea parcare care este foarte costisitoare. Și, desigur, să promovăm modalitatea aceasta de gândire. Observăm că s-a schimbat viziunea locuitorilor, chiar și a conducerii primăriei, dacă acum 8 ani nu se discuta chiar și în timpul campaniei electorale despre benzi separate, despre transport alternativ, acum aceste priorități le vedem în fruntea agendei. Dar, desigur, trebuie să promovăm pentru că asta să devină viziunea nu doar a celor care iau deciziile strategice, dar să fie un suport și o contribuție din partea tuturor locuitorilor. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc repetat pentru participare. Celor care ne-au urmărit, de asemenea, le mulțumim pentru atenția lor. Reamintesc că dacă o să aveți sugestii, completări la ceea ce am discutat astăzi, puteți să le lăsați în comentarii. De asemenea, puteți să găsiți mai multe detalii despre cele două opțiuni pe care le-am analizat astăzi, despre descrierea problemei transportului public în municipiul Chișinău, în studiul realizat Eficientizarea managementului transportului public, care îl găsiți pe site-ul Fundației. Mersi, o zi frumoasă! Mulțumim tuturor! O zi frumoasă!